sunt, pe care le cunoaște și pe care nu le cunoaște, atenție ce spun, toate le-au sămânțat Dumnezeu pe aici, pe undeva, așa, cam de pe aici, în sus, știi, pe la etajele astea. Sunt convins de asta. Și așa e sămânțat în creierul uman, și trecutul, și prezentul, dar și viitorul. Și viitorul e pus aici. El așa-i dotat creierul ăsta ca să facă oriceva și pentru organii să-l repună în drepturi. Așa-i dotat, dar oamenii în marea lor înzidire și în marea lor prejudecată și în marea lor împuțiciune la ora actuală de gândire care poate exista, nu știu să vadă mai părea, mai... Uite aici păreatele la el, săracul. Uite aici, de aici încolo nu mai e bine. De ce? Nu mai are nici prezumția matematică. Pentru că pe el nu-l interesează matematica, că nu știu ce, dar prin prezumție matematică reușești la un moment dat, printr-o dezvoltare a limbajului, literaturii de specialitate, adică matematice, să faci niște calcule dincolo de zidirea asta. Că așa s-au născut tot felul de chestiuni care le zice lumea invenții, inovații și, hai să zicem, mari descoperiri. Dar ele există dintotdeauna marile descoperiri, numai că la urmă așa au fost dat să se încheadice și să dăie cu capul, cum zice el, de pragul de sus, că a fost ușa scurtă, domnule. Nu scurt așa, scurt așa. Deci întotdeauna, dacă gândești lucrul ăsta, ești dator față de tine să-ți umbli un pic pe la ferestruici. Să ne mai deschizi mai ele. Băi, chiar așa? Uite ce chestie de gândire pot eu alătura la versul ăsta din cunoașterea despre natură numită biologie, știi? Sau din... Eu sunt dator să mă duc să mă internez la psihiatrie, probabil, ca să mă documentez ce fac nebunii, domnule, care câteodată sunt mai deștepți decât tata deștepților. Sunt de niște cu idei fixe, care ei au prelucrat aia până la spre infinit, plus infinit, și numai te minunezi ce valabilități ar putea avea în împrejurarea cutare, în conotația cutare, aici, acolo și așa mai departe. De când te apuci de desenat? Când te apuci de desenat? Asta vreau să spun. Ai suferit pe baza a ceea ce ai scris acolo. Acolo, într-un vers, o lume întreagă. Am dreptate. Într-un vers, într-o propoziție, o lume întreagă acolo. Și acolo încep să vezi puroi, să vezi tot. Să vezi exact starea în care suntem noi acum, ca popor, ca națiune, ca diviziune terestră aici, unde suntem. Dumnezeu în ziua așa se aude o voce și se întoarce el foarte nebunit, se uită în dreapta, stânga. Cum, Dumnezeu, eu sunt singur, ce voce, cine vorbește? Doamne, sunt vocea ta. Aoleu! Dar ce minunăție ai făcut aici, Doamne, extra unde? Păi aici, pe planetă. Pământul. Da, e frumos, dar Doamne, cum îi zice aici la partea asta mai verde? Acolo îi zice taiga, dar să vezi ce popor o să am, cu ce probleme să aibă așa la un timp cu ei. Dar aici unde sunt foarte mulți bizon, ce o să fie? Aici o să fie nou Babilon. Pe vechiul Babilon o să fie, uite aici și uite așa și așa, așa. Extra. Dar aici unde așa cam arde soarele cam prea tare și... acolo am niște gânduri, uite așa, să pun... Omenirea asta să gândească ce-i curasă, ce-i și așa, o să fac și pe partea asta unde o să fie iarăși extraordinar de multă populație, că așa vreau să fac, să fie populație. Dar, Doamne, extraordinar, și cu bogățiile astea, ce fac? Și uite, pe pământ, ai ce frumos le-ai repartizat, Doamne. Da! În punctul ăsta ai pus de toate, și sub pământ, și pe pământ, și în aer. Unde? Uite aici, lângă lacul ăsta. Pe la noi, lac. Dar ce e, Doamne? Păi ai Marea Neagră. Și aici, dar ai pus extraordinar, aici extraordinar, de toate ai pus. Ei, da, să vezi ce popor am să dau eu acolo. Morala care este, morala? Un popor talentat, dar care nu face nimic, nu? Aș face un rol de cuvânt. Nu trebuie lăsat talentul să rămână latent. Domnul Andal vrea să spună că fără muncă nu faci nimic. Poți fi talentat cu carul, fără muncă nu faci nimic. 5% din capacitatea cerebrului. Da.
Așa că domnul Antal a văzut ceva talent la tine. Este. În desenul ăla, lei, este mult talent. De ce chică funcția trebuie... față? Lucrat, poate. La tine și la propriu, dar eu vorbesc la figurat, că îți pică fruntea în față, adică ți-ai o gândire înaintea faptelor și asta e bine, asta e păcat. Dar dacă parte din ele reușești să le materializeze, este nemaipomenit. Eu sufăr din cauza asta. Mie întreg pe zi tot felul de trăznei prin colțurile minții, știi, care mintea în colțul, vorba poporului. Și am atâtea colțuri și nu mai știu, acum a început să se pună praful, mă, și pe angeli, pe colțurile astea și mare păcat. E, da, mă zbat, îmi mai dau câte două palme când stau singur așa și mă uit în oglinda sufletului, a sufletului, cu totul altceva, și zic, Doamne, dar ce pot să fac eu? Că n-am aia, nu știu ce cu tare, uite ce lucru frumos aș putea face. Eram student și am gândit un oraș rotativ. Și de atunci am făcut colegii nebuni și el se poate realiza. La tehnologia de acum, el se poate realiza. Cu betoane, cu minuni, cu grășini, cu ce este, el se poate realiza. El să se învârte după soare. Și în orașul ăsta rotativ să am tot ceea ce are pământul la ora actuală. Inclusiv o bucățică de gheață. Și care ar fi avantajul? Un iceberg. Dacă s-ar învârte după soare. Păi în dreapta să ai soarele și în stânga să ai gheața. Știi? Și tot încerc așa și când vezi că te frige și te îngheață, te mai depărtezi un pic și iară să fie extrapolat, să știi, mă, acolo e așa, acolo e așa. Și niște fenomene fizice ar fi da, viața. Păi da, obligatoriu. Ale luminii. Apropo de lumină, mă taia zic, e lumina neagră. Nu. Se vorbește de ea în... Da. În cosmogonie, în... Cum precizați? Dar nu e asta, pentru oameni. În astronomie se vorbește de ea. Da. Este lumină neagră. Este în ceea ce se numește, cam, dacă putem să spunem așa, inima găurilor negre. Acolo este lumina neagră. Dar culmea culmilor, dacă lumina asta deschisă, alb, gălbuie, cum este ea în spectru, pune în vedere ceva, aia neagră pune în vedere altceva. Deci chestia cu iadul și cu raiul e foarte valabilă în contextul ăsta. Depinde de cum utilizezi metafora în sine. Și plecând de la aceste lucruri și cunoscând cât de cât un pic de magnetism, de fenomen magnetic, fenomenologia electrostatică, câmpul electric și așa mai departe, undele. Știm că creierul emană câte grupe, domnul profesor? 4 grupe mari de bio-unde, da? Da, teoria clasică. Da. Dar ele la rândul lor... Or fi mai mulți bănesc. Intermenoflastice, cum zice... Nu, unde alfa, unde beta, gamma, da. pentru somn, pentru starea de veche, pentru... De la trezie la somn un rând, da. De la somn la trezie e alt rând, se schimbă puțin. Asta trebuie și asta trebuie judecat. Dar noi suntem, nu știu, ori ne culcăm amul, ori ne trezăm... Dar nu se știe care dintre ele sunt mai favorabile creației. Toate, în egală măsură, o combinație. Dar nu sunt atenție, așa mai subtil, un alt aspect la care aș provoca eu omul. Și anume de a investiga și căuta misterele. Pentru că eu consider că misterele, descoperirea lor, confruntarea cu ele, sunt creatoare de adevărate potențiale pentru om. Tot ce ați invocat aici, frumusețea, contradicția, lupta dintre lumină și întuneric, toate ascund mistere și dacă el, creatorul, și-ar îndrepta, atenție ochiul către descoperirea acestor misterii, cred că multe taine ale vieții de azi. Nu mai un pic. Eu lucrând plastică, la un moment dat, fac niște zeamuri. Ulei. Amestec mult ulei cu verde, da? Și vreau ca să am o dominantă de verde peste ceva care e foarte țipător. Și în momentul în care am dat cu zeama aia și știu să o uniformizez, nu numai că îmi fac și o gamă restrânsă, dar îmi pun în evidență ceea ce se numește unitatea de concepție a lucrării. Însă ea bate în verde, în cazul ăsta, da? Poate să bată în albastru, poate să bată în oranj. Și plecând de la aceste lucruri, la un moment dat, asta și m-am gândit, eram prin 76, parcă înainte de a